Da, a fost un match cu multe ocazie din parte și cealaltă. Cred că egal pe cum a mers pe episodul de cartonaș roșu, cred că e corect. Poate ați fi plecat altfel în meci dacă nu s-a anulat golul tău? Asta nu știu, asta nu știu. Nu știu, nu e așa clar fotbal, dar da, poate că era altceva, dar nu știu, nu am văzut faza asta. M-a zis că era Manu și iată. Dar oare pentru că a atins. spunea așa că e numai vina lui, că v-a lăsat în 10, Cine? Nu am înțeles. Daua, Daua. A, e normal, întâmplă la toți să greșim. Nu e, asta e joc de echipă, suntem o echipă castigăm și pierdem și egalăm toți împreună. Asta s-a întâmplat că a greșit el, dar nu e important, trebuie să ne-a ajutat foarte mult, de foarte multe ori și sunt sigur că o să revine după, că o să se oprească pentru cartonașul roșu, o să revine mai puternic. Ce ați discutat cu el după acea eliminare? Nu știu, ați apucat să vorbiți, să-i spuneți ceva cu Nu, nu avem timp, e vorba de antrenorul ăsta, nu nostru, noi încercăm să fim uniți mereu și o să ajutăm și pe el, dar cum am zis, a jucat foarte bine acest început de sezonul și astăzi a greșit, dar nu e important. E important să rimânem uniți și să revină și el. Ți-ai dat drumul la goluri, astăzi foarte multă poftă din partea ta. Da, normal, asta e treaba mea. Sunt atacant, trebuie să se marcheze. Încerc să ajut echipa și cu golul și fara, dar e normal ca asta e treaba mea. Ai un pas greșit pentru voi meciul de azi, că totuși nu te casă 3 puncte. Normal, avem lăsat două punctele aici, că avem venit aici pentru să castigăm, dar cum am zis, pe cum am mers meciul și cred că luăm acest puncte și plecam cu un punct ca e mai bine să ca zero. Arbitrajul ți s-a părut corect în această seară? Au tot fost discuții în ultima perioadă. În spațiu public ați fost și avantajați. Da, nu. A fost, cred că a fost un meci greu să arbitreze acest meci. Foarte multe ocazie, dar cum am zis, nu am văzut din nou faza de golul meu. Trebuie să mă uit asta, dar nu-mi place să vorbesc prea mult despre arbitrii și mă gândesc la noi. Dar tu ai simțit atunci la golul tău că ai atins mingea cu mâna sau? Nimic, nimic, dar poate că a rămas acolo, nu știu, eu nu am simțit nimic, m-am dus imediat la suporteri pentru să mă bucur că era mult timp ca nu marca și după am văzut ele, cred că e cel mai rău lucru pentru atacant, că te bucuri și anulează gol după. Urmează o perioadă dificilă pentru voi, o distanță foarte lungi și mai mult în deplasare. Da. Jucam în 3 zi, în 3 zi, meci greu astăzi, ca, mai ales că avem jucat în 10 oameni, teren care era foarte rău și a fost greu. N-a fost bun teren, Nu bun, a plouat cu apă și era moale și e normal, că alergi mai greu, te obosești mai mult și era ceea ce nu trebuia la noi, că acum jucam în 3 zi, dar o să fim pregătiți și pentru meci cu Șeps.